plăcinte pădurenești, virșli și dulcețuri sunt doar câteva dintre produsele tradiționale care au putut fi cumpărate la sfârșitul săptămânii trecute de la târgul care a avut loc în curtea exterioară a Castelului Corvinilor din Hunedoara. Târgul hunedorean al producătorilor locali a fost organizat pentru prima dată, dar a avut trecere. Cea mai mare trecere au avut plăcintele pădurenești și clătitele cu brânză și mărar. Cumpărătorii au fost în special turiștii străini veniți în vizită la Castelul Huniazilor. Încercăm pe această cale să încurajăm producătorii locali și să-i promovăm pentru a afla turiștii și toți vizitatorii care ajung la castel bunătățurile care se fac în județul Hunedoara. Există posibilitatea ca acest târg să se organizeze lunar? Da, asta am dori. Deja până acum, să zic, este un succes acest târg. Oamenii sunt interesați de produse, sunt curioși mulți să încerce și eu zic că putem să-l permanentizăm, mai ales că în această locație, în secolele 16, chiar a existat un târg al Hunedoarei. Spuneți-mi cu ce produse tradiționale ați venit la acest târg? Eu personal am venit, aceasta este căsuța mea și am venit cu produse de dulcețuri, siropuri. Deci, făcute acasă? Făcute acasă, da, 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 da. Ce sunt dulcețuri? Aici avem nuca verde, deci dulceață de nucă verde, frăguțe, căpșunile de anul acesta, absolut orice floare sau orice floare în sirop și orice fruct posibil în dulceață. De unde ați învățat aceste rețete? La mama și mama de la bunica. Deci din familie și da, și o altă parte dintre rețete încerc să le colecționez tot din zona județului. Prețurile nu sunt ca și cele din comerț, din supermarketuri și n-au să fie niciodată. O zacus că la 3 lei în supermarket nu putem să o vindem la același preț. Deci ne adresăm clienților care ne apreciază munca. Este muncă făcută în sistem artizanal. Avem dulceață de bureți, bureți murați, dulcețuri, miere, vin, țuică, siropuri. Și aici, clătite? Aici facem clătite sau scovardă, cum se spune la noi, cu urdă și mărar, sau virșli. Și cum, au trecere? Da, lumea încearcă, mai ales de virșli nu prea știu oamenii și atunci sunt curios să vadă ce este și cumpără, da. Supun că cei turiștii din afară sunt mai interesați. Da. În special, da. Și prețurile cum sunt? Noi zicem că da, unora li se par puțin cam ridicate, însă muncim foarte mult la produsele astea. De unde veniți? De la Sălașul de Sus. Târgul hunedorean al producătorilor locale a fost organizat la sfârșitul săptămânii trecute pentru prima dată, dar există posibilitatea ca acesta să se țină în fiecare lună. Și având în vedere numărul mare de turiști care vizitează Castelul Corvinilor, cel mai probabil produsele tradiționale din județul nostru vor avea trecere.